A hemofilicilor din România și vorbim despre ce probleme întâmpină pacientul cu hemofilie și ce are de făcut în acest context al pandemiei de COVID-19. Așa că am invitat trei specialiști și un pacient expert care să răspundă la toate întrebările pe care le aveți dumneavoastră ca pacienți și aceste întrebări vor fi incluse într-un ghid care sperăm să fie de folos tuturor. Așadar, invitații mei sunt domnul Nicolae Oniga, pacient expert și președintele Asociației Naționale a hemofilicilor din România. Bună ziua! Bună ziua! Și doamna doctor Melen Brânză, medic specialist hematologie de la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua și dumneavoastră și mulțumim tare mult că sunteți alături de noi, sunteți echipată! Da, bună ziua, bună ziua la toată lumea! Sunt echipată că așa trebuie să stăm în spital și e regulă. Așa este. Iar mai târziu vor intra alături de noi șef lucrări de la Universitatea de Medicină și Farmacie București, dr. Adriana Diaconu, medic primar pediatrie și oncologie hematologie pediatrică, șeful secției pediatrie 1 Institutul Clinic Fundeni. O să discutăm cu dumneavoastră despre dificultățile pe care le întâmpină pacienții copii cu hemofilie, dar vorbim și despre problemele din provincie, din zona Moldovei mai exact, cu șef lucrării Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, doamna dr. Cristina Tărniceriu, medic primar hematolog, Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și totodată coordonatorul Programului Național de Hemofilie din Iași. Sigur, dacă aveți și voi întrebări pentru invitații mei, o să vă rog tare mult să le adresați în acest live și vor răspunde cu siguranță. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Oniga. Facem împreună acest proiect prin care vrem să ajutăm pacienții cu hemofilie ca să înțeleagă mai bine contextul prin care trecem. Da, mulțumesc frumos, Monica. Vom încerca astăzi să fim împreună pentru o perioadă de timp, tocmai ca să răspundem întrebărilor care ne vin în permanență din teritoriu. Și pentru că sper că sunt foarte mulți dintre ei noștri care ne urmăresc în momentul acesta, îi salut pe toți și mă bucur mult că ne întâlnim chiar și în acest fel, pentru că, iată, trăim vremuri parcă ireale. Eu mărturisesc că de fiecare dată când mă trezesc dimineața, mă întreb dacă nu a fost un vis urât, dar, din păcate, îmi dau seama imediat că e realitatea teribilă. Pandemia COVID-19 e cât se poate de reală și peste tot s-a recurs la măsuri extreme nemai întâlnite până acum. Lumea pare că s-a închis, a tras oblonul, a intrat în carantină exact când tehnologia ultimilor ani tocmai arătase cât de ușor a dovedit că umbli prin satul planetar. Pandemia actuală ne-a surprins și ne-a dat peste cap viețile tuturor. Probabil că persoanele cu boli cronice resimt și mai puternic ce se întâmplă astăzi. O categorie a acestora este reprezentată de pacienții cu hemofilie și cu alte deficiențe de coagulare, persoane care au nevoi și rutine specifice. Comunitatea hemofilică din țara noastră trăiește în prezent cu o anumită teamă de această situație fără precedent și cu nesiguranța viitorului în ceea ce privește asigurarea continuării tratamentului antihemofilic. Și iată, din păcate, în lipsa unor informații pertinente în timpul autoizolării, din ce în ce mai mulți hemofilici ne adresează tot felul de întrebări de genul: pacienții cu hemofilie fac parte din categoria la această infecție, cum să ajung să mi se administreze tratamentul dacă nu pot să mi-l administrez, iar în spital din cauza carantinei nu mă mai primește. O să mai existe produse antihemofilice peste 2-3 luni și multe altele. De aceea am arătat ca astăzi, alături de specialiștii hematologi de marcă pe care i-a prezentat Monica mai devreme, să încercăm să răspundem la cât mai multe dintre aceste întrebări. Și o facem anume astăzi, pentru că în timp ce noi avem această întâlnire, Consorțiul European de Hemofilie celebrează tot online Ziua Mondială a Hemofiliei.
Și în același timp vreau să menționez că am primit răspunsuri și de la o serie de întrebări și de la Casa Națională de Asigurări de Așa, Sănătate. așa este și o să le prezentăm puțin mai târziu. Pentru cei care au pierdut începutul acestui live, vorbim despre un proiect organizat împreună cu Asociația Națională a Hemofilicilor din România. Am invitat pacientul expert pe domnul Oniga, pe care l-ați auzit și mai devreme, dar și medici specialiști, doamna doctor Melen Brânză, medic specialist hematologie, Institutul Clinic Fundeni, și mulțumim încă o dată că este alături de noi. Și spuneam că mai târziu vor intra alături de noi șef lucrări Universitatea de Medicină și Farmacie București, doamna doctor Adriana Diaconu, medic primar pediatrie și oncologie hematologie pediatrică, șeful secției pediatrie 1 de la Institutul Clinic Fundeni, și vom discuta despre problemele pe care le întâmpină pacienții copii, iar mai târziu din provincie de la Iași, doamna doctor Cristina Tărniceriu, medic primar hematolog, Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și totodată coordonator al Programului Național de Hemofilie de acolo. Doamna doctor Melen Brânză, aș vrea să vă întreb care este impactul acestui nou coronavirus asupra pacienților cu hemofilie. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment. Trăim vremuri grele și cred că numai astfel de conferințe, videoconferințe, se vor putea realiza. Acest virus ne-a dat peste cap toate socotelile de anul ăsta și pe noi doctorii ne-a băgat într-un impas foarte mare. Suntem toți stresați, suntem toți cu nervii la pământ, ca să zic așa, pentru că avem tot felul de modificări de planuri, de reorganizări, de decizii, de alte protocoale. Pacienții cu hemofilie se numără în rândul pacienților cronici care au nevoie de tratament continuu, pe care, din păcate, îl pot ridica numai de la spital. Deci asta ar fi un impediment pentru acest pacient față de ceilalți care beneficiază de un tratament oral cu pastile pe care le poți ridica din farmaciile din oraș. Virusul este un virus care dă o infecție respiratorie care are o contagiozitate ridicată. Deci, ca măsură de prevenție, izolarea la domiciliu și distanțarea socială au pus un zid, ca să zic așa, în fața multor pacienți. La noi, la Spitalul Fundeni, pacienții încă vin să-și ridice factorul, deci noi nu avem încă nicio interdicție, ca să zic așa. Singura condiție este ca pacientul să ne spune cu o zi, două înainte. Noi îl trecem pe o listă, pentru că trebuie să facă triajul fiecărui pacient și el trebuie să se regăsească pe o listă de dimineață ca să poată să intre în spital. În ceea ce privește hemofilia, dacă prezintă un risc pentru forme severe, Și o să vă nu rog, s-a mă scuzați că vă demonstrat. întrerup, o să vă rog să ascultăm întrebarea pe care am primit-o de la Valentina Grigore, jurnalist politic de sănătate, pentru că exact asta era și întrebarea ei. Bună ziua, Valentina Grigore, sunt revista Politici de Sănătate și portalul Școala Pacienților. Aș avea două întrebări. Prima, care sunt urgențele care necesită internare în cazul unei persoane cu hemofilie și ce se întâmplă dacă apare o astfel de necesitate în contextul actual în care e o mare problemă cu spitalele? Și a doua întrebare ar fi dacă persoanele cu hemofilie au un risc mai mare de a dezvolta forme severe în cazul infectării cu noul coronavirus și care sunt măsurile de prevenirea acestor infectări, în afară de cele generale, spălat pe mâini, purtat masca, mănuși și așa mai departe. Vă mulțumesc! Ca orice pacient care are o urgență medicală, bineînțeles că noi nu putem să îi interzicem accesul la un spital. Urgențele în hemofilie care necesită internare, bineînțeles că sunt sângerările mai severe, cum ar fi hemoragiile digestive,
hemoragii post-traumatice, dacă s-a lovit pacientul la cap și are risc de hemoragie intracerebrală, hemoragii oculare, știm bine că hematomul de psoas este o urgență, pentru că poate să dezvolte sindrom de compartiment, să afecteze de tratat prompt, se pot croniciza și să apară pareze. Deci noi ne sfătuim pacienții ca în această perioadă să evite pe cât se poate traumatismele, ridicarea de greutăți, tocmai ca să nu prezinte episoade de sângerare care să necesite spitalizare prelungită. Dacă pacientul prezintă o sângerare articulară sau o sângerare mai mică, el ne va contacta telefonic. Dacă are factor la domiciliu, noi îi vom recomanda o schemă de tratament. Pacientul, cei mai mulți pacienți sunt învățați să-și auto-administreze tratamentul și vom menține legătura telefonică cu ei să vedem cum evoluează episodul de sângerare. Bineînțeles, dacă în 24 de ore nu se remite sau se agravează, ne contactează pacientul și încercăm să facem pe cât posibil să o internăm dacă e nevoie. Da? Deci sângerările intracerebrale, sângerările abdominale sunt o urgență medicală și ele necesită spitalizare. Regulă și referitor la formele, dacă sunt predispuși la a face forme severe pacienții cu hemofilie în cazul în care contractează acest virus. Hemofilie, dacă nu au alte comorbidități, nu prezintă un risc mai mare decât populația generală de a dezvolta forme severe. Bineînțeles că speranța de viață la hemofilici a crescut și ca urmare avem tot mai mulți pacienți mai vârstnici care au fie diabet, fie hipertensiune, fie boli cardiace. Am avut și cazuri cu pacienți hemofilici cu boli neoplazice, deci aceștia într-adevăr ca și populația generală, au un risc mai mare. De asemenea, m-au mai întrebat pacienți dacă ei au virusul C, dacă au un risc mai mare de forme severe. Studiile au arătat că doar dacă afectarea hepatică este într-un stadiu avansat, deci ciroze sau, probleme avansate care se scadă imunitatea, sunt unii pacienți care fac interferon, da? Deci aceștia pot să aibă un risc mai mare de a face niște forme mai severe. Pacienții cu HIV, dacă sunt în tratament antiretroviral, teoretic nu au un risc mai mare. Doar dacă au numărul acela de celule CD4, da, într-un număr foarte mic, ei sunt cu risc de ca o imunosupresie. Am înțeles. O să vă citesc o întrebare care a venit pe pagina de Facebook în momentul în care am anunțat acest live. Este întrebare venită de la un pacient cu hemofilie. Dacă trebuie să mă deplasez la centrul de hemofilie de care aparțin pentru ridicarea tratamentului, cum pot face asta în condiții de siguranță? Asta e o întrebare bună. Dacă pacientul nu are mașină personală, mașină proprie, poate călători cu mijloacele de transport în comun, dar trebuie să ia acele măsuri de precauție, adică să poarte o mască, fie să aibă mănuși, da? Fie să aibă dezinfectant cu care să se dezinfecteze mâinile după ce atinge obiectele. Da? Și să păstreze, bineînțeles, distanța minim un metru, metru jumate față de ceilalți călători. În regulă. Următoarea întrebare, dacă este bine să faci în continuare tratament dacă contractezi COVID-19, în cazul sângerărilor pulmonare nu pot să apară cheaguri din cauza tratamentului? Bineînțeles că este recomandat să continui tratamentul. Dacă pacientul este infectat cu COVID, el va fi, bineînțeles, transferat către un spital care tratează astfel de pacienți. E bine ca pacientul să aibă la el
o scrisoare medicală de la medicul lui curant, hematolog sau pediatru, în care să se specifice tipul de hemofilie, ce tratament urmează, dar și să ia legătura și cu medicul curant să știe. Da? Dacă are numărul de telefon, bineînțeles că medicul de la spitalul în care va fi internat va contacta medicul lui curant ca să stabilească împreună o schemă de tratament. Hemoragiile pulmonare apar în cazurile severe, avansate de infecție cu corona și în acele condiții, bineînțeles că e nevoie de o doză mai mare de factor profilactică care să asigure un nivel mai bun de factor, mai ales că acești pacienți, bineînțeles că fie sunt intubați, fie li se fac diverse proceduri invazive, da? Deci trebuie să aibă un nivel de factor mai ridicat care să-i protejeze de eventuale sângerări. Dacă doza e prea mare și atunci apare și riscul de tromboze, medicul hematolog împreună cu medicul infecționist vor lua în considerație ambele riscuri, riscul de sângerare, riscul de tromboză și atunci se poate asocia și un tratament anticoagulant. Dar pentru asta trebuie să știe la laboratorul să dozeze un nivel de factor. La noi la spital se pot primi probe de la alte spitale pentru dozarea nivelului de factor și pentru a se vedea dacă este safe să-i dai și anticoagulant. Da? Ce tratamentul. Ok. Ce alte sfaturi aveți pentru pacienții cu hemofilie? Ce alte măsuri suplimentare ar trebui să și le ia un pacient în această perioadă? Pacienții cu hemofilie, în primul rând, trebuie să respecte măsurile generale de prevenție, da? Deci astea sunt pentru toți pacienții, toți oamenii, pentru a preveni infecția cu corona. Măsurile de igienă personală, cu spălatul mâinilor cu apă și săpun cel puțin 30 de secunde. Dacă nu au la dispoziție, că sunt în mediul de într-un mijloc de transport sau pe stradă, se poate folosi un dezinfectant pe bază de alcool, concentrație minimă 60%, dar tot așa se dezinfectează mâinile minim 20-30 de secunde. Igiena mediului în care trăiesc, folosirea unor dezinfectanți pe bază de clor pentru ștergerea, igienizarea suprafețelor cel mai ades atinse, cum ar fi clanțe, întrerupătoare, de la baie, clapeta de la WC-ul, robineți, telecomandă, telefonul e foarte bine să-l dezinfectați, da, pentru că el poate fi contaminat. Și măsuri specifice pentru hemofilici nu prea ar exista, deci nu trebuie să ia ei măsuri specifice. Important e să aibă grijă de ei, să nu aibă un episod de sângerare, da? Care să necesite transportul la spital. Da? Dacă ei respectă măsurile generale de prevenție, nu e nevoie de măsuri suplimentare. Spune unul dintre pacienții cu hemofilie pe pagina de Facebook, spune că nu are o formă severă, are o formă ușoară, nu îl afectează prea tare, doar că acum îl doare piciorul pentru că a stat prea mult într-o poziție proastă, spune el. Ce îi recomandați? Depinde ce nivel de factor are. 5%, 10%, 20%. Pacienții cu forme ușoare nu prea fac sângerări articulare spontane, mai fac sângerări după efort fizic prelungit. Dacă ei au un nivel de 20-30%, bineînțeles că nu o să sângereze la fel de mult ca un pacient care are 1%. Dacă are factorul la domiciliu, își poate administra o doză pentru oprirea sângerării. Bineînțeles, repaus la pat, măcar 24-48 de ore până se remite acest episod. Poate să folosească comprese cu gheață, da, pe articulația care îl doare și să ia un antiinflamator, cum ar fi paracetamol. Se poate lua un comprimat la 12 ore.
Domnule Oniga, dumneavoastră, dacă aveți o întrebare pentru doamna doctor? Personal, ca să mărturisesc, nu am o întrebare pentru că nu prea am nelămuriri. Sunt destul de informat în ceea ce privește pericolul care, să spunem așa, poate paște pe hemofilici în contextul acestei pandemii. Cum v-a spus și domnișoara doctor, în general nu sunt probleme față de restul populației decât la cei cu imunitatea prăbușită sau, dar asta nu se referă la noi, pentru că, din păcate, noi încă nu avem acces la ultimele terapii de afară. Sunt anumite probleme, am înțeles din comunicatul Federației Mondiale de Hemofilie, anumite probleme, anumite riscuri la cei care sunt pe tratament cu produse non-substitutive sau la cei pe terapii genice. Încă nu e cazul la noi, așa că, într-un fel, suntem feriți. De asemenea, dar nu, asta o să spun eu puțin mai târziu. Da, în general, așa este. Aș mai avea eu o întrebare pentru doamna doctor. Niște sfaturi pentru aparținători. Și vă întreb acum în calitate de jurnalist, dar și în calitate de aparținător al unui pacient cu hemofilie. Sfaturi legate de ce anume? Că nu... N-am înțeles exact. Despre ce să vă spun? Ce ar trebui să știe aparținătorii? Cum ar trebui să-i susțină pe pacienții cu hemofilie? Păi, în primul rând, dacă pacientul nu se poate deplasa la spital pentru ridicarea tratamentului, pe această perioadă de urgență, aparținătorul poate să vină la spital să-i ridice pacientului tratamentul. Dacă pacientul are o sângerare la nivelul cotului sau nu poate să-și administreze factorul, aparținătorul, dacă se pricepe, bineînțeles, să-l poate ajuta, asista pe pacient în administrarea tratamentului cu factor. Bineînțeles, dacă sunt mai mulți care locuiesc în aceeași gospodărie, în aceeași casă, și dacă pacientul cu hemofilie suferă de diverse boli asociate, e bine ca aparținătorul să nu aibă un contact frecvent cu pacientul sau, știu eu, să meargă afară, să se plimbe și, până să vină la pacient, să stea cu el la mai puțin de un metru distanță. Deci e bine să-l protejeze oarecum pe pacientul care are factori de risc. Alte sfaturi? Nu știu, să fiți cât mai suportivi, mai ales acum când e bine să ai și o sănătate mentală cât mai bună, să încurajeze pacientul pe cât se poate, că nu e sfârșitul lumii și că factor avem și important e să aibă grijă de el în continuare, cum a avut și până acum, să-l sfătuiască să nu își modifice doza de profilaxie, mai ales pentru mămicile care au copii, da, e bine să își continue tratamentul profilactic cu aceeași doză, să aibă grijă de pacient să nu uite să-și facă acest tratament, da? Și să-l încurajeze să aibă diverse activități recreative care să îi mai ia gândul de la aceste știri care ne bagă în panică și ne îmbolnăvește pe fond psihic. Da, deci trebuie să fie alături de pacient și fizic și psihic. Așa este și aș vă mai avea eu, tare, tare mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim pentru toate aceste răspunsuri pe care le-ați oferit pacienților cu hemofilie. Dacă și mulțumim pentru tot ce faceți pentru pacienți. Mulțumim. Domnule Unica, aș vrea să vorbim pentru că noi spuneam la început și de răspunsul primit de la casă, dar înainte de a vorbi despre apelul pe care dumneavoastră l-ați făcut autorităților săptămâna trecută, aș vrea să vă citesc întrebarea Marilenei Frâncu, jurnalist la Radio România Cultural.
Asociația Națională a Hemofilicilor din România a făcut un apel către autorități încă de săptămâna trecută pentru a analiza posibilitatea adoptării unor măsuri care să permită administrarea și monitorizarea tratamentului la domiciliu pentru pacienții hemofilici în contextul pandemiei COVID-19. Ar fi dispusă CASA să deconteze instrumente digitale de monitorizare la distanță a persoanelor cu hemofilie solicitate în cadrul aceluiași apel pentru a evita deplasările și a limita riscurile? Și ce șanse au pacienții hemofilici să aibă acces la tratament la domiciliu într-un timp cât mai scurt? Și vă citesc imediat și răspunsul și apoi o să vă rog să comentăm împreună ce ne-au răspuns cei de la casă. Nu deținem niciun fel de informație referitoare la instrumentele digitale de monitorizare la distanță a persoanelor cu hemofilie. CNAS este deschisă să analizeze orice propunere care poate aduce beneficii pacienților. Vă așteptăm să reveniți cu detalii referitoare la propunerea dumneavoastră pentru a putea fi analizată posibilitatea implementării. Iar în ceea ce privește asigurarea tratamentului la domiciliu, administrarea medicamentelor intravenos se poate realiza de către furnizorii de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, cu excepția injecțiilor și perfuziilor cu produse de origine umană. În momentul în care vom depăși situația de criză generată de pandemie, când activitățile din țara noastră vor reintra în normal, vom organiza întâlniri cu asociațiile bolnavilor cu hemofilie pentru a discuta despre posibilitățile autoadministrării tratamentului la domiciliu. Așadar, acesta a fost răspunsul de la casă, da? Da, am înțeles. Acum, ce să comentăm noi? În principiu, mi se pare un răspuns corect. Menționez că răspunsurile care vin de la casă sunt date de doamna Roxana Radu, director al Direcției Programe Curative. Deci este foarte în temă în ceea ce privește Programul Național de Tratament al Hemofiliei. Bun, este o problemă de care noi ne lovim de foarte mulți ani, tot cerem ca ea să se legifereze. Poate acum, cu această ocazie în care viața ne dovedește că trebuia făcută această legiferare care să permită tratamentul autoadministrat, deci să permită pacienților să și-l autoadministreze sau aparținătorilor să și-l autoadministreze, pentru că, uite, acum sunt situații când mulți hemofilici nu se mai pot duce la spitalele de care țin ca să li se administreze tratamentul, pentru că spitalul e în carantină și li se spune nu vă putem primi, sunt pericole, descurcați-vă cu autoadministrarea. De asemenea, am solicitat cumva ca să ne ajute CNAS în ceea ce privește, mă rog, CNAS, nu neapărat CNAS, ci în general autoritățile cu aceste dispozitive digitale de monitorizare și la distanță a pacienților hemofilici, care îi ajută, se dovedește ce se întâmplă în Europa, îi ajută foarte mult. Din păcate, la noi nu avem încă destule aplicații la care să facem apel, iar când am făcut apelul acesta acum o săptămână, de ziua mondială a hemofiliei, ne-am gândit dacă ar fi, adică am sperat ca să audă cineva apelul acesta și să ia anumite măsuri care pot fi luate, mă rog, de ai noștri, pentru că sunt foarte mulți, nu trebuie să uităm că trăim în România, unde știm 50% din populație cum trăiește și ce condiții are această jumătate din populație. Foarte mulți pacienți din zonele sărace ale țării nu au posibilitatea nici măcar să aibă un
un telefon mobil, un telefon, un smart, care să le permite să intre și să-și descarce aceste aplicații. Și ne gândeam că poate cumva ar putea fi ajutați prin decontare de la CNAS să-și procure aceste dispozitive, în așa fel încât să poată fi și în contact permanent cu medicul curant. În lipsa acestor dispozitive și în situația actuală în care cei de la țară, din comune și sate mai îndepărtate de orașele mari, practic nu mai știu nimic ce se întâmplă, ei nu se mai pot deplasa nici măcar ca să-și procure tratamentul de la spitalul la care este arondat, pentru că prin țară s-au desființat toate cursele, trenurile și-au redus foarte mult și ele din ziceți-le pe nume, și-au redus mult din orarul lor, adică sunt mult mai puține trenuri. Oamenii aceștia foarte, foarte greu mai ajung în momentul de față să-și procure tratamentul. Deci ar fi de mare folos solicitarea pe care dumneavoastră ați făcut-o săptămâna trecută. Păi sper să aibă ecou solicitarea pe care am făcut-o, pentru că ne refeream exact la aceste dispozitive digitale de monitorizare la distanță și la tratamentul la domiciliu. Tratamentul la domiciliu, ca să mă refer și la răspunsul casei, tratamentul la domiciliu în momentul de față da. Și... în momentul de față nu înseamnă neapărat, cum să zic, ca cineva nepriceput să administreze acest tratament intravenos pacientului, ci pur și simplu să existe posibilitatea ca de la spital sau de la centru de tratament să se deplaseze cineva la domiciliu celor care nu pot să-și administreze singur, astfel încât să-și poată lua tratamentul. O să mergem și mai departe, înainte de a vă citi tratamentul. Așa este. Înainte de a vă citi următoarea întrebare, pentru că dumneavoastră ați trimis mai multe întrebări celor de la CNAS, menționez ce spuneam și la început, că acest live este realizat cu sprijinul, în parteneriat cu Asociația Națională a Hemofilicilor din România și cu sprijinul Pfizer, Takeda și Roche. Și vă citesc următoarea întrebare trimisă celor de la casă. În condițiile actualei stări de urgență, finanțarea centrelor de tratament în vederea achizițiilor de factori de coagulare a fost restricționată la un regim lunar. Pacientul hemofilic, ca și cel cu alte afecțiuni de coagulare, este un pacient cronic, vulnerabil, care acum trebuie să-și reducă la minimum contactele sociale. Cum vede CNAS posibilitatea de a asigura tratamentul hemofilicilor pentru o perioadă de 90 de zile, așa cum el poate fi prescris lunar? Iar răspunsul dumnealor a fost că măsurile adoptate în sistemul de sănătate pe perioada stării de urgență au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale și tratamente în condiții de siguranță pentru pacienți. Tratamentul pacienților cu hemofilie va fi asigurat în continuare pe perioada de 90 de zile, iar finanțarea tratamentelor se va face în funcție de cerințele unităților sanitare care derulează acest program. Și o altă întrebare pe care ați adresat-o, dacă vor avea programele naționale de tratament fonduri pe tot parcursul exercițiului financiar, ținând cont de contextul economic actual. Și răspunsul a fost că asigurăm pacienții că nu vor exista sincope în derularea programelor naționale de sănătate care vor beneficia de finanțarea necesară. Aceasta este promisiunea celor de la casă. O să mergem mai departe, pentru că spuneam că o să discutăm și despre problemele pe care le au pacienții copii cu hemofilie. Doamna doctor Adriana Diaconu este prinsă în acest moment, are grijă de pacienții de la Fundeni, așa că o să vă citesc întrebările pe care le-am trimis dumneai și a fost foarte drăguță și ne-a răspuns la ele. O să vă citesc câteva dintre ele ca să putem să-i lămurim și pe părinții care au copii cu hemofilie. Care sunt îngrijorările părinților în acest moment? A fost întrebarea
noastră și întrebarea primită și de la jurnaliști, iar răspunsul doamnei doctor, cea mai frecventă întrebare a părinților este dacă pentru copiii dumnealor evoluția în cazul infecției este mai severă. Iar în ceea ce privește riscul de infecție COVID-19 legat de transmiterea prin produsele derivate plasmatic, s-a transmis faptul că produsele sunt sigure, deoarece există numeroase proceduri de prelucrare și inactivare a plasmei umane. Din punctul meu de vedere, dacă un pacient cu hemofilie prezintă infecție cu COVID-19, există pe fondul inflamației un risc mai mare de sângerare. De aceea este foarte important, mai ales la pacienții cu fenotip sever, să se asigure o profilaxie corectă. Acestea sunt răspunsurile primite de la doamna doctor Diaconu. Răspunsurile dumneaei, ca și răspunsurile doamnei doctor Melen Brânză, vor fi incluse în ghidul de care vă spuneam și la începutul acestui live, un ghid pe care îl realizăm pentru pacienții cu hemofilie. Și mai departe, domnule Oniga, o să vă citesc o întrebare pe care am primit-o de la Bianca Prangate, jurnalist Unica, care întreabă, ca pacient, cum resimțiți dumneavoastră această perioadă și care sunt concret provocările cu care se confruntă pacienții cu hemofilie? Da, în ceea ce mă privește, trebuie să mărturisesc că nu pot afirma că am probleme deosebite în această perioadă. Îmi iau tratamentul necesar. El deocamdată în București este accesibil, nu sunt probleme. Ca atare nu pot să spun că mă afectează foarte tare această perioadă. Și de fapt, cea mai mare parte a țării nu sunt probleme. Tratamentul pacienților decurge ca și înainte de epidemie. Cu diferența că este în foarte multe locuri, chiar și în București, destul de greu pentru medici, pentru că CNAS în momentul de față alocă bani doar pentru câte o lună. De aceea am făcut și noi apel către CNAS să se întoarcă la perioada când aloca bani pentru mai multe luni, pentru că tocmai pentru a evita deplasările numeroase și riscurile care decurg din aceste deplasări, pacientul ar trebui să aibă acces la acest tratament, să-i se elibereze medicamentele pentru 90 de zile, așa cum este legal prevăzut în legea sănătății. Să știți că ni s-a alăturat, mă auziți? Să știți că ni s-a, mă scuzați că vă întrerup, ni s-a alăturat și doamna doctor Cristina Tărniceriu, medic primar hematolog, Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și coordonator Programului Național de Hemofilie de acolo. Bună ziua și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație și sper că toți sunteți bine în această perioadă. Mulțumim tare mult, sperăm că și dumneavoastră sunteți bine. Da, mulțumesc, sunt bine. Spunea domnul Oniga că nu sunt foarte mari probleme în ceea ce privește tratamentul, doar că în anumite părți ale țării într-adevăr sunt. Și o să vă rog să ascultăm împreună întrebarea pe care am primit-o de la Raluca Diaconiuc, jurnalist Radio Iași. Ziua, sunt Raluca Darie Diaconiuc, jurnalist din Iași, la Radio Iași și colaborez și cu Luc Medica. Mă interesează care este situația la zi în județul Iași și dacă sunt mulți pacienți din celelalte județe ale Moldovei și totodată v-aș ruga să ne dați detalii despre accesul la tratament în această perioadă. Mulțumesc frumos! Vă rog, doamna doctor! Deci, în județul Iași, accesul la tratament practic decurge la fel ca înainte de declanșarea stării de urgență. Deci s-au făcut achiziții, deci avem medicamente pe subprogramele respective. Pacienții au venit conform programărilor și li s-a eliberat tratamentul pentru profilaxie la domiciliu și de asemenea li s-a eliberat și tratamentul on demand acolo unde a fost nevoie.
La fel cum a spus și domnul Oniga, deci nu am putut să eliberez tratament decât în cazurile în care stocul de medicamente ne-a permis să eliberăm tratamentul pentru 2 sau 3 luni. Pentru a, să spunem, a scădea riscul ca pacientul hemofilic să nu se mai deplaseze lunar la spital. Dar acolo unde să am avut stocuri disponibile, am făcut acest lucru. Mai ales la pacienții care au venit, să spunem, din alte județe, cum a fost cazul unui pacient din județul Bacău. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrurile continuă la fel ca înainte de declanșarea stării de urgență. Deci, pacienții vin, au acces la tratament, vin conform programărilor. Ce se întâmplă cu pacienții din celelalte județe ale Moldovei? Ceea ce pot să vă spun că din celelalte județe din Moldova am avut 2 pacienți hemofilici, unul din județul Botoșani și unul din județul Vaslui. Au fost pacienți care au avut accidente hemoragice, au fost spitalizați, li s-a administrat tratament și s-a rezolvat, să spunem, accidentul hemoragic respectiv. Din ceea ce am discutat cu colega mea din județul Neamț, care coordonează acolo programul de hemofilie în județul Neamț, acolo nu sunt probleme. Li se eliberează tratamentul, ieri am discutat cu ea, li se eliberează tratamentul profilactic sau on demand în funcție de necesități. Nu pot să spun nimic sau să dau detalii despre pacienții hemofilici din județul Suceava. Da, să știu, chiar vreau să vă întreb, mai ales că știm cât de gravă este situația acolo. Nu s-a prezentat până în momentul de față niciun pacient hemofilic din județul Suceava la noi. Apoi am încercat să iau legătura, să spun, cu colegii mei de acolo, dar nu am reușit să am această legătură. Oricum, situația este, să spunem, dificilă acolo. Deci, cam asta în ceea ce privește accesul la tratament și la alții pacienți hemofilici din celelalte județe ale Moldovei. Pacienții care au avut nevoie de tratament au fost internați în urgență, au trecut prin UPO, au fost spitalizați, li s-a asigurat. Asta era și următoarea mea întrebare, care sunt urgențele care necesită internare a unui pacient cu hemofilie. Ce ar trebui să știe oamenii? Puteți să-mi spuneți, să repetați, vă rog, întrebarea, pentru că s-a întrerupt conexiunea. Sigur că da. Întrebarea era care sunt urgențele care necesită internare în cazul unui pacient cu hemofilie. Adică știm că trebuie să stăm în casă, dar în cazul unui pacient cu hemofilie, când trebuie să se deplaseze la spital? Ce ar trebui să știe? Când are, bineînțeles, un accident hemoragic, o hemoragie activă, pacientul se adresează în urgență, merge, cheamă salvarea, ajunge în UPU, da, unitatea primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon. Toți pacienții care necesită, în funcție de gravitatea accidentului hemoragic și necesită internare continuă, toți, în momentul de față, vor fi testați pentru COVID, real-time PCR, li se va face radiografie, toți au triajul epidemiologic făcut și apoi, în funcție de acest triaj epidemiologic, sunt internați fie pe secția de hematologie sau dacă este un pacient hemofilic care are risc de COVID sau este suspect de COVID, el este internat într-o altă clinică până când vine rezultatul la testul real-time PCR. Și împreună cu colegii mei, prin consult telefonic, asigurăm tratamentul acestui pacient. Apoi, dacă aveți pacienți care v-au semnalat imposibilitatea de a ajunge la tratament, și ce le recomandați acestora? Până acum nu am avut pacienți care să-mi semnaleze acest lucru, dar am luat, să spunem, am avut în vedere acest aspect, mai ales că situația respectivă s-a întâlnit pe alte programe naționale. Fiind pacienți pe celelalte programe naționale, fiind pacienți din județul Suceava sau județul Neamț, ei nu se puteau deplasa pentru a-și ridica tratamentul. Conform ordonanțelor
în vigoare actuale, normele tehnice au fost un pic modificate și atunci putem să facem consultații în ambulator prin telemedicină și putem prescrie, conform în urma consultației din ambulator, putem prescrie tratamentul. Noi am ales să prescriem pe o foaie de condică și atunci să eliberăm acest tratament și să îl trimitem la domiciliul pacientului. Așa am făcut pe celălalt program național unde m-am lovit de această situație. Și am luat în calcul, să spunem, această posibilitate și în cazul pacientului hemofilic. Numai că aici trebuie să vedem un pic cum facem cu transportul, să spunem, medicamentelor, fiind o cantitate mai mare și pentru a asigura condițiile necesare de transport. O să vă citesc o întrebare de la un pacient cu hemofilie care a venit pe pagina de Facebook. Dacă trebuie să mă deplasez la centrul de hemofilie de care aparțin pentru ridicarea tratamentului, cum pot să fac acest lucru în condiții de siguranță? Deci, condiții de siguranță sunt. Dacă pacientul se poate deplasa, deci s-au luat toate măsurile necesare pentru a diminua riscul epidemiologic. Deci sunt circuite separate pentru pacienții care se prezintă în ambulator și pentru pacienții pentru internare continuă. Toți pacienții prezintă sau fac acest triaj epidemiologic și apoi toate, să spunem că s-au redus toate consultațiile pe ambulator și pe internări de zi, s-au redus astfel încât prioritatea au programele naționale. Deci, practic, programul național de hemofilie și celelalte programe naționale au prioritate. Deci nu este aglomerație, să spunem, nu sunt mulți pacienți care să aștepte, da, de ce într-un spațiu închis, și atunci condițiile, să spunem, că respectă criteriile epidemiologice pentru a reduce acest risc epidemiologic. O întrebare pentru doamna doctor Tărnicer. Știu că ați mai discutat și știți în mare care este situația din partea aceea a țării. Întrebarea e către mine, că nu s-a auzit puțin la început. Da, eu vă întrebam dacă aveți o întrebare pentru doamna doctor. În principal, nu am neapărat o întrebare astăzi, pentru că eu cu doamna doctor vorbesc destul de des și știam și faptul că nu are pe nimeni care să fi venit din Suceava, iar din câte am înțeles eu, destul de greu, pentru că să știți că în Suceava cred că este partea comunității hemofilice cea mai săracă. Sunt oameni extrem de săraci în acea zonă. Și am înțeles, bun, la spital, la Suceava, nu se mai pot duce să-și ia tratament și am înțeles că pur și simplu băieții au renunțat să se mai trateze. Stau cu minți în casă în perioada asta și mai pun o compresă dacă au o problemă. Adevărul este că, vedeți, și doamna doctor Tărniceriu a zis că a avut destul de puțin pacienți cu probleme, pentru că în această perioadă de autoizolare fac mai puțină mișcare, se deplasează mult mai rar și atunci și condițiile în care, să zicem, s-ar întâmpla să-și forțeze vreo articulație și să provoace vreo hemartroză sunt foarte rare. Acasă cei mai mulți, și asta poate să-mi confirme și doamna doctor Tărniceriu, din câte am înțeles, nu numai, mai peste tot, băieții se plâng de dureri articulare exact din cauza lipsei de mișcare, pentru că noi mai toți avem articulațiile afectate și dacă nu le punem la treabă, dacă nu le punem la mișcare, sunt, să zicem, anumite anchiloze care încep să ne cam supere.
Dar altfel, în general, din câte știu și eu că se întâmplă, sunt puține accidente hemoragice în această perioadă, pentru că toți băieții, mai mari sau mai mici, sunt destul de cuminți, stau acasă și nu fac mișcare. Da, așa este. Ceea ce iarăși este rău, pentru că mișcarea știm cu toții că ne ajută foarte mult. Mișcarea însă, bineînțeles, sub supraveghere și făcută exact cum trebuie. Dar poate afecta în vreun fel această întrerupere a tratamentului, doamna doctor? Sigur că da, această întrerupere a tratamentului acum depinde de tipul de hemofilie. Dacă este o formă severă și pacientul era pe profilaxie, întreruperea tratamentului crește riscul de sângerare, crește riscul de apariție a accidentelor hemoragice spontane. Aici este, deci, în funcție și de pacient, câtă mișcare face, care este statusul lui articular și condițiile pe care le are și atunci, dar lipsa tratamentului clar predispune la acest risc. Dar dacă apare un accident hemoragic, mă gândesc la pacienții din Suceava, atunci ei trebuie să se adreseze și trebuie rezolvat acest accident hemoragic cât mai rapid. Pentru că poate fi un accident hemoragic amenințător de viață, mai ales pentru pacienții cu hemofilie severă. Așa este. Și legat de ce spunea domnul Oniga, de exercițiile pe care mișcarea acolo, cât de puțină, nu ar trebui să o facă pacienții cu hemofilie. Mișcarea ar trebui să o facă, dar sub tratament profilactic. De asta este important ca acești pacienți să aibă tratamentul la dispoziție și să-și poată să-și administreze tratamentul Și pentru a diminua acest risc. pe lângă acest tratament pe care ar trebui să și-l facă pacienții cu hemofilie, ce alte recomandări aveți pentru ei în această perioadă? Ca o concluzie a discuției noastre, ce măsuri ar trebui să-și ia pacienții care au această afecțiune? Deci, în primul rând, să-și administreze tratamentul conform recomandărilor, da? Deci să păstreze, să spunem, dozele recomandate de medicul curant, să urmărească, să spunem, fiecare accident sau potențial accident hemoragic, să ia măsurile necesare, să-și administreze tratamentul, să anunțe, să spunem, medicul curant și să se prezinte imediat la spital. Adică, totuși, nu trebuie lăsat pacientul hemofilic cu un accident hemoragic activ, să spunem, la domiciliu și el să nu se prezinte la spital din cauza riscului epidemiologic sau fricii de COVID. Deci trebuie găsită o soluție și trebuie rezolvat, să spunem, acest aspect cât mai rapid. Apoi, într-adevăr, să limiteze, să spunem, o serie de acțiuni care cresc riscul hemoragic. Poate un efort fizic intens sau de a diminua accidentările, da? Deci să nu se expună accidentărilor pentru a diminua acest risc hemoragic. Și, bineînțeles, colaborarea, să spunem. Da, spuneți, vă rog. Am eu o rugăminte la dumneavoastră, doamna doctor. Sigur. Pe lângă tot ce ați spus acum, dacă vreți să le mai adresați acum prin intermediul acestei transmisii live, și sunt convins că mulți o urmăresc, să le transmiteți faptul că nu e bine. Eu am semnale chiar din țară și chiar din București. Am semnale că mulți părinți au recurs la, să zicem așa, la diminuarea profilaxiei, zicând că nu știu dacă voi mai avea tratament peste o lună și atunci îi fac mai puțin acum ca să mai am rezerve mai târziu. Și atunci le reduc doza de profilaxie și sunt adulți care fac la fel. Ceea ce este
total greșit. Și am să vă rog pe dumneavoastră să le explicați de ce nu e bine să fac așa. Exact, ăsta este motivul pentru care am avut ca și recomandări pentru continuarea profilaxiei și reducerea dozelor. Da? Deci recomandă de medicul curat în funcție, să spunem, fenotipul hemoragic al fiecărui pacient. Pentru că cu cât reducem riscul cu apariția accidentului hemoragic, da, unui potențial accident hemoragic, cu atât calitatea vieții acestor pacienți va fi mai bună. Diminuăm dozele, să spunem, dăm doze mai mici, apar accidente hemoragice, atunci problema este mult mai complicată. Pacientul trebuie să ajungă la spital obligatoriu, deci creștem riscul de accidente hemoragice și consumul va fi mult mai mare, atât pentru sistemul de sănătate și apoi și calitatea vieții pacientului va fi net diminuată. Și mai este un lucru, deci noi cerem, facem finanțare, facem cerere de finanțare către Casa de Asigurări în funcție de consum. Deci toată finanțarea noastră noi o primim în funcție de consumul pe care îl avem. Dacă nouă ne scade consumul, atunci și finanțarea, da, deci va scădea în consecință. Deci este, să spunem, un cerc vicios. Nu facem mai bine reducând dozele, pe termen lung efectul va fi, să spunem, mult mai, va fi un efect negativ. Deci nu va fi, să spunem, mai ales în ceea ce privește calitatea vieții pacientului hemofilic. De-aia eu recomand, de-aia am și început de a se respecta dozele prescrise de medicul curant pentru profilaxie. Pentru că chiar dacă avem momentan această finanțare lunară, dar dacă lucrurile se schimbă, putem să cerem finanțare încât să asigurăm continuarea profilaxiei, să nu mai fie această teamă că pacientul își administrează doze mai puține pentru că nu va mai avea tratament pentru luna viitoare. Da? Deci vom achiziționa tratamentul astfel încât să asigurăm profilaxia pentru toți pacienții. Și aici am luat, să spunem, o măsură înainte, sau oarecum am discutat cu distribuitorii noștri de medicamente din județul Iași, astfel încât să avem stocul de urgențe. În momentul în care noi trimitem comenzile, ei ne livrează foarte repede, în 24-48 de ore ajunge medicația în farmacia spitalului. Da? Deci, dacă avem finanțare, atunci putem să achiziționăm medicamentele, nu va fi problemă de acces la medicamente. Deci nu este nevoie să recurgem la această măsură. Așadar, reținem ce spune doamna doctor și transmitem mai departe pacienților cu hemofilie să respecte doza prescrisă de medic și să păstreze în continuare legătura cu medicul care îl urmărește. Doamna doctor, o să vă citesc o altă întrebare și o să vă rog să răspundeți. Ce pot face dacă am un episod hemoragic și nu am tratament în casă? Cui mă adresez? Este o întrebare venită pe pagina de Facebook de la un pacient cu hemofilie. Deci trebuie să se adreseze spitalului cel mai apropiat în care se derulează un program de hemofilie și care dispune de tratament. Acum se poate administra tratamentul și unitățile primire urgențe, dar trebuie văzut dacă acele unități primire urgențe au la dispoziție o doză minimă de factor, astfel încât să se administreze cât mai repede doza de factor pentru a opri accidentul hemoragic. Unele spitale de urgență au această doză, da? Deci au o doză minimă de tratament. Concluzia discuției noastre, doamna doctor, ce le transmiteți pe scurt pacienților cu hemofilie, nu doar din zona în care sunteți, ci pacienților din toată țara? Vă rog. Deci eu le transmit în primul și în primul rând multă sănătate și le transmit că respectând toate, să spunem, toate indicațiile medicale, vor reduce riscul de sângerare și ținta noastră trebuie să fie zero sângerări și o colaborare strânsă între medicul curant, medicul prescriptor și pacient și inclusiv medicul de familie,
în urma acestei colaborări, da, putem să trecem cu bine peste această perioadă. Cred că comunicarea este esențială în această perioadă. Și la orice întrebare, da, sau orice, să spunem, neclaritate sau îngrijorare în ceea ce privește tratamentul sau alte aspecte, cred că toate acestea pot fi rezolvate în urma unei comunicări eficiente între medic și pacient. Așa este și păstrarea... Și de asemenea le transmit multă putere și mult curaj și pacienților și familiilor pacienților, pentru că pacientul hemofilic nu doar el suferă, deci și familia pacientului este la fel de afectată. Și cred că toți au nevoie și avem nevoie de mult curaj și multă putere și înțelepciune în această perioadă, în a ști cum să luăm deciziile cele mai potrivite la momentul potrivit. Așa este și vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi și că ați răspuns la toate întrebările și nelămuririle pe care le-au pacienții cu hemofilie. Mulțumim tare mult, sănătate și dumneavoastră și aveți grijă. Și eu mulțumesc mult și multă sănătate și toate cele bune tuturor. Domnule Oniga, așadar, ca o concluzie a acestei discuții pe care am avut-o noi astăzi, ce mesaj aveți pentru pacienții cu hemofilie din postura pacientului expert, dar și din postura președintelui Asociației Naționale a Hemofilicilor din România? Bun, ar fi multe de zis. În primul rând aș vrea, chiar cu riscul că mă lungesc puțin, să fac un apel către toți aparținătorii de data asta, către toți aparținătorii, și mă refer aici la părinți cu copii mai mici ca vârstă, și la soțiile pacienților cu hemofilie, să învețe să administreze factor copiilor sau soților, pentru că sunt părinți care se feresc să le facă injecțiile respective copiilor. Și iată că viața ne-a dovedit că apelul pe care îl fac eu de ani de zile la toate acțiunile noastre, învățați să vă autoadministrați, învățați să administrați copiilor sau soților tratament, pentru că e singura modalitate prin care vă asigurați independența. Iată că în momentul de față, când sunt atâtea restricții impuse de această pandemie, sunt situații când se descurcă foarte greu. Sunt părinți care vin, de exemplu, de la Ploiești la București, pentru că la Ploiești nu-i mai primește în spital, ei nu știu să administreze copiilor tratament și atunci vin la București ca să li se administreze acest tratament. Deci, încă o dată, apel către toți aparținătorii și către toți hemofilicii de la 10 ani în sus, învățați să vă autoadministrați, învățați să le administrați. Iar alt mesaj în ceea ce îi privește pe hemofilici, iarăși, ca toată lumea, le recomand foarte mult și foarte tare să se ferească cât se poate, să respecte toate măsurile de igienă pe care le recomandă toată lumea, toți medicii, autoritățile în general, pentru că este important să rămânem sănătoși, așa cu hemofilia noastră, dar sănătoși să nu avem și alte probleme. Altfel, ce să le spun? Pentru că împreună vom elabora acest ghid care în principiu ar trebui ca peste o săptămână să fie disponibil online și să toți cei interesați să-l poată consulta, să facă acest lucru, pentru că vor găsi o grămadă de răspunsuri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă hemofilicii în momentul de față și ce trebuie să facă pacientul hemofilic în contextul acestei pandemii.
Așa Astfel este, vor le găsi toate urește. răspunsurile acolo și aș vrea să vorbim pentru că am tot discutat în acest live despre transportul către spital, cum pot merge în siguranță la spital să-mi asigură tratamentul și aș vrea să vorbim și despre programul în plus pentru calitatea vieții care poate să rezolve această problemă pe care o au pacienții cu hemofilie. Da, este adevărat. Noi vrem să punem pe picioare un program plus pentru calitatea vieții, un program prin care să ajutăm exact aceste persoane în dificultate și să ajutăm să ajungă la spital și apoi acasă pe toți cei care nu au această posibilitate. Și ne gândim în primul rând, după cum am vorbit și mai devreme, la zonele mai sărace și unde posibilitățile de a ajunge la centru de tratament cel mai apropiat sunt extrem de reduse. Ori nu au oamenii bani, ori, după cum am spus, ratele acelea care făceau legătura între comune, sate și orașe s-au desființat, iar trenurile și-au redus mult orarele de circulație. Și în ultimul rând, nu neapărat în zonele sărace, dar v-am zis, noi deja am ajutat familii din Ploiești să ajungă la București cu băieții care trebuiau să primească tratament și părinții nu au învățat să facă acest lucru. Iar pe de altă parte există și cazuri când copiii sunt extrem de speriați, li se administrează chiar de către cadre medicale specializate, se descurcă foarte greu cu ei și atunci chiar trebuie să facă apel la sistemul medical și deja i-am ajutat să ajungă de la Ploiești în București și să-i ducem după aceea acasă. Este un program, să zicem, ambițios, pe care sperăm să-l putem pune pe picioare, la care ne gândim să vedem exact care sunt nevoile lor, pentru că, să știți că nu sunt numai nevoi de transport, sunt diferite nevoi. Sunt oameni care au alte probleme, le trebuie alte, să zicem, cei care au infirmități. Handicapuri destul de accentuate, au nevoie de anumite dispozitive ajutătoare și noi ne propunem exact să-i ajutăm pe toți acești bolnavi. Și este un proiect util nu doar în acest moment dificil pe care îl traversăm, ci un proiect pe viitor, așa cum spuneați și dumneavoastră, exact. Și vă felicităm din suflet pentru inițiativa asta, pentru că știm că este nevoie de ea. Ora a trecut. Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim pentru toate recomandările pe care le-ați dat pacienților cu hemofilie. Așa cum spuneam, acest live este în parteneriat cu Asociația Națională a Hemofilicilor din România, sprijinit de Pfizer, Takeda și Roche. Le mulțumim și celor care ne-au trimis întrebările lor. Așa cum menționa și domnul Oniga, aceste întrebări își vor găsi răspunsul în ghidul pe care îl pregătim în această perioadă și sperăm să fie de folos tuturor. Rămâneți sănătoși, să ne revedem cu bine, o zi bună, să aveți la revedere!